Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat împreună cu 150 de voluntari din instituție la Ziua de Curățenie în campania Let's Do It România. Și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat sâmbătă la campania de curățenie în Parcul Șipote, pe care municipalitatea îl va prelua pentru a amenaja o zonă de agrement. Președintele Gheorghe Flutur a subliniat că astfel de acțiuni reprezintă un semnal bun care obligă autoritățile să facă mai mult pentru a preveni această debandadă în ceea ce privește aruncarea deșeurilor sau depozitarea necontrolată a lor. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că este o inițiativă bună de voluntariat.